Nicita Stănescu a fost un personaj fabulos, în generația 80, eram cu cârdul la el. Pe la 4-5 dimineața eram cu toții așa de obosiți, că ne culcam fiecare de unde puteam. Și la un moment dat a dormit eu acolo găsuit așa, la un moment dat am simțit o apăsare pe coastă așa. Și când m-am uitat, dormea Nikita cu capul pe coasta mea. Am simțit ca și cum întreaga literatură română, ce avea ea mai bun, era sprijinită de coasta mea. Eram odată la o lansare de carte, Nikita își lansa o carte la București, la magazinul Muzica, Augustin Frățile era acolo și cânta, îi cânta pe versul de Nikita și am auzat, vă povestesc această poveste ca să vedeți cum gândește un mare poet. Cu mintea lui este cu totul și cu totul altfel făcută, sucită, structurată. Era multă lume în jocul Nikita, el era tot așa în transă și la un moment dat vine o tânără, o domnișoară, fragilă și cu o garafă în mână și își face loc pentru cei care erau în jurul Nikita și se apropie de el și spune, nici nu spune, îi împinde garafa. Și Nikita era înalt așa și destul de boinic, așa, să nu zic gras chiar. Nikita ia garafa, se uită în ochii fetei, care probabil că a avut un frison erotic puternic, și Nikita pune garafa în gură, fumestică. Cred că fata a rămas marcată pe viață în momentul în care Nikita i-a mâncat garofa. Dar povestea nu s-a terminat, pentru că o altă fată din spate și ea își face loc, care nu văzuse secvența inițială asta, vine și ea tot cu o garofă și o întinde tot lui Nikita. La care Nikita, fără să se gândească, fără să clipească, îi spune, nu, eu nu mănânc decât o floare pe zi. Ei bine, acesta este un mare autor, un mare scriitor, un mare poet care m-a marcat și care mi-a dat o floare pe zi.